Salut! Cineva m-a provocat să povestesc un pic într-un video de ce sunt eu o mamă imperfectă. Încerc să stau cumva să se vadă tricoul cu brandul. Mie mi-a fost foarte simplu să mă decid rapid despre ce o să vorbesc, motivul pentru care m-a aflat și în bucătăria mea. Principalul motiv pentru care eu mă simt cu musca pe căciulă, cum s-ar zice, este acela că nu știu, doamne, să gătesc. Iar copilul meu a depășit momentul în care se hrănește exclusiv de la lactobar, astfel încât avem o provocare zilnică de 3 ori pe zi, cum ar veni, să vedem ce dăm copilului să mănânce. Și dacă la început a fost mai simplu cu o legumă, două legume aburite, crude sau așa mai departe, la un moment dat, diversificarea asta înseamnă cât mai multe și cât mai diverse lucruri. Este foarte simplu atunci când ai o singură gură de hrănit, cum ar veni a mea, să mă descurc, că mai bagi un iaurt, mai te păcălești cumva să treacă timpul. Dar atunci când ești responsabil pentru o altă ființă mică și pentru care vrei toate lucrurile să fie perfecte, să-i dai un start bun în viață cu tot ce se poate, lucrurile se schimbă un pic. Așa cum înțeleg cumva, știți, de fiecare dată când vorbeam cu bunica mea la telefon sau de fiecare dată când mă întâlneam cu ea, mă întreba: și Miruna, ce mai gătești? Și mi se părea așa: nu mai, lasă-mă în pace, ce vorbim? Hai să nu vorbim despre mâncare. Acum îmi pare cumva rău, pentru că simt așa, ca un fel de handicap, adică, și nu vă gândiți, am încercat, adică eu sunt într-o continuă încercare, ca să nu zic într-o continuă eșuare, mereu mă uit la rețete, alte rețete, și am încercat inclusiv niște rețete ultra lăudate pe aceste grupuri de Facebook, ale căror nume nu le vom numi. Și, sinceră să fiu, nu le-a putut mânca nimeni. Am făcut niște brioșe foarte, foarte lăudate, despre care mămicile ziceau: a, copilul meu a mâncat 5 odată! Cele mai bune brioșe de pe pământ! Nu știu care sunt gusturile, e adevărat că ele diferă, dar copilul meu nici nu s-a uitat la ele, dar nici nu am insistat foarte mult pentru că erau oribile. În fine, nu știu dacă asta se va schimba vreodată, dar dacă aveți vreo sugestie pentru mama imperfectă ca mine, o rețetă de brioșe, un biscuite, o măslină, o atenție, în comentarii, mulțumesc frumos!